Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Duhului Sfânt să fie cu voi toți. Și să ne bucurăm cu toții în Domnul, celebrând această zi de sărbătoare în cinstea Fecioarei Maria. De ridicarea ei se bucură îngerii și într-un glas laudă pe Fiul lui Dumnezeu. Iată ne ajuns în marea sărbătoare a adormirii Maicii Domnului, a înălțării cu trupul și sufletul la cer. O cinstim astăzi pe Preacurata Fecioară Maria, cea dintâi înviată de Hristos. Spre cer nădăjduim cu toții, spre acea viață permanentă cu Dumnezeu în veșnicie. Aici pe pământ suntem încă pelerini, călători, dar țelul nostru rămâne mai departe, cerul. Privind spre cer, ne încurajăm și mergem mai departe. La începutul acestei zile, la începutul acestei sfinte liturghii, vrem să regretăm tot ceea ce nu a fost demn de viața noastră creștină. Cerem iertare pentru păcate, pentru slăbiciuni, pentru că astfel să celebrăm cu vrednicie sfintele taine. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine. Să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică.
gloria in excelsis Deo. Puternic și veșnic, care pe neprihanita Fecioară Maria, născătoarea Fiului Tău, ai înălțat-o cu trupul și sufletul la slava cerească, dă-ne, te rugăm, harul ca atinzând pururi la cele de sus, să ne învrednicim a fi părtași de mărirea ei, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care, fiind Dumnezeu împreună cu tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Un semn mare s-a arătat în cer. Citire din Apocalipsul Sfântului Ioan. Templul lui Dumnezeu s-a deschis în cer, iar în templu a apărut chivotul legământului său. Un semn mare s-a arătat atunci în cer. O femeie, înveșmântată cu soarele, având luna sub picioarele ei, iar pe cap purtând o coroană de 12 stele. S-a mai arătat și un alt semn în cer. Un balaur uriaș, roșu ca focul, având 7 capete și 10 coarne, pe fiecare cap purta o coroană regească. Coada lui târa o treime din stelele cerului și le arunca pe pământ. Balaurul stătea în fața femeii care trebuia să nască, gata să înghită copilul după ce îl va naște. Și iată că ea a născut un fiu, un copil de parte bărbătească. Acesta
avea să păstorească toate popoarele cu un sceptru de fier. Copilul a fost răpit și dus aproape de Dumnezeu, lângă tronul său, iar femeia a fugit în pustiu, unde avea un loc pregătit de Dumnezeu. Și am auzit în cer un glas puternic zicând: acum a venit mântuirea, tăria și domnia Dumnezeului nostru și puterea unsului său, cuvântul Domnului. Scrisoarea întâia Sfântului Apostol Paul către Corinteni. Fraților, Hristos a înviat din morți, fiind dintre cei morți cel din tâi care a înviat. Căci dacă moartea a venit printr-un om, tot printr-un om a venit și învierea morților. Și după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos. Dar fiecare la rândul lui. La început Hristos, apoi cei care vor fi ai lui Hristos când va veni din nou. Când Hristos va da împărăția în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi distrus toate puterile răului, totul va fi împlinit. Căci El trebuie să stăpânească până ce va pune pe toți dușmanii sub picioarele sale. Ultimul dușman pe care îl va nimici este moartea. Dumnezeu, într-adevăr, a pus totul sub picioarele Lui. Dar când zice că totul i-a fost supus, se înțelege că toate în afară de Cel care i-a supus toate. Cuvântul Domnului. A fost înălțată la cer, corurile de îngeri se bucură. Aleluia!
să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Luca. În acele zile, Maria a pornit în grabă către o cetate din ținutul muntos al Iudeii. Ajuns acolo, a intrat în casa lui Zaharia și a salutat-o pe Elisabeta. Când a auzit Elisabeta salutul Mariei, a tresărit pruncul în sânul ei. Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt și a strigat cu glas tare: Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău. Și de unde mie fericirea aceasta ca să vină la mine Maica Domnului meu? Căci iată cum au ajuns la urechile mele cuvintele salutului tău, a tresărit de bucurie pruncul în sânul meu. Fericită ești tu care ai crezut că se vor împlini cele spuse ție de Domnul. Atunci Maria a spus: Sufletul meu preamărește pe Domnul și Duhul meu tresaltă de bucurie în Dumnezeu Mântuitorul meu, căci a privit la smerenia slujitoarei sale. Iată, de acum toate popoarele mă vor numi fericită, căci mi-a făcut lucruri mari cel atotputernic, al cărui nume este sfânt. Milostivirea lui dăinuie din neam în neam peste cei ce se tem de dânsul. El arată puterea brațului său, risipește pe cei mândri în inima lor, dă jos de pe tronuri pe cei puternici și înalță pe cei smeriți. Pe cei flămânzi îi copleșește cu bunuri, iar pe cei bogați îi lasă cu mâinile goale. A sprijinit pe slujitorul său Israel, amintindu-și de îndurarea sa, după cum a promis părinților noștri, lui Abraham și urmașilor lui în veci. Și a rămas Maria 3 luni împreună cu Elisabeta, apoi s-a întors acasă. Cuvântul Domnului. Maria a fost înălțată la cer, corurile de îngeri se bucură. Preacucernici părinți, dragi pelerini, iată că noi trăim bucuria sărbătorii adormirii Maicii Domnului. Suntem la această oră de dimineață, o oră care ne invită la zorii mântuirii noastre. Pentru că Preasfânta Fecioară Maria ne învață și ne indică și astăzi că Domnul nostru Iisus Hristos este acela care mântuiește sufletul, mântuiește viața noastră. Am venit fiecare ca și pelerin aici la sanctuarul nostru de la Cacica cu gânduri, cu sentimente, cu dorință. Așa cum Sfânta Fecioară Maria a mers și a vizitat pe Elisabeta, acum noi întoarcem salutul și vizita Preasfintei Fecioare Maria. Suntem în numele lui Dumnezeu aici prezenți și am avut ocazia în aceste întâlniri, în aceste zile, la Sfintele Celebrări,
să medităm, să aprofundăm cât de mult ne iubește Dumnezeu. Cât de mult Preasfânta Fecioară Maria intervine și intră în viețile noastre, în familiile noastre, în conștiințele noastre. Ne-am trezit în această dimineață, sunt sigur, fiecare dintre noi, cu dorința aprinsă în inima noastră, în sufletul nostru, de a putea gusta din plin bucuria sărbătorii. O sărbătoare care nu face altceva decât să ne deschidă câtuși de puțin ușa sufletului nostru pentru a vedea spre viitor cum va fi și sfârșitul nostru. Pentru că în momentul în care Preasfânta Fecioară Maria a fost înălțată cu trupul și sufletul la cer, în acel moment cerurile s-au deschis. Cerurile au fost pline și cuprinse de bucurie. Deoarece atunci când o persoană aleasă, deosebită, vine în vizită, noi căutăm să facem cât mai multă curățenie. Căutăm din toată inima ca acea persoană să se simtă bine la noi și să mai vină și cu altă ocazie. Astăzi avem posibilitatea, dragi credincioși, să facem din nou curățenie în viața noastră, în sufletul nostru, în familiile noastre, în conștiința noastră, pentru ca Dumnezeu, intrând în noi prin Sfânta Împărtășanie, intrând în noi prin rugăciuni, participând la jertfa eucharistică, prin rugăciunile noastre, prin jertfele noastre, prin ofertele noastre, să nu facem altceva decât să ne bucurăm pe deplin că Dumnezeu ne-a ales și ne-a hărăzit pe fiecare dintre noi la trăi bucuria sărbătorii. Textele pe care le-am ascultat ne ajută și în această dimineață să vedem cât de sublim este a fi alături de Dumnezeu, cum Dumnezeu lucrează și intră în viața fiecăruia dintre noi. Ne găsim și ne așezăm și noi cu ochii sufletului, ochii imaginare ai minții, acolo, în împărăția lui Dumnezeu, să vedem strălucirea templului lui Dumnezeu, strălucirea corurilor de îngeri, de arhangheli și toți împreună în jurul tronului dumnezeiesc. Acolo, Preasfânta Fecioară Maria mijlocește pentru noi. Spuneam că am venit cu multe dorințe, fiecare dintre noi, în sufletul nostru. Le-am prezentat în rugăciune Preasfintei Fecioare Maria. Și sunt sigur că aceste intenții ale noastre vor fi ascultate, poate nu chiar imediat, așa cum ne-am dorit, dar cu siguranță o rugăciune sinceră, o adresare sinceră făcută lui Dumnezeu va avea și un răspuns cât de curând. Vedeți această vizită pe care Sfânta Fecioară Maria a făcut-o la Elisabeta, nu a rămas fără răspuns, pentru că dialogul dintre Sfânta Elisabeta, dintre Preasfânta Fecioară Maria, este un dialog al preamăririi lui Dumnezeu, al cântării de preamărire. Iar noi atunci când ne întâlnim cu adevărat cu Dumnezeu, atunci suntem bucuroși, atunci suntem plini de fericire. Nu există o altă posibilitate, dragi credincioși, nu există o altă posibilitate de a fi fericiți decât aceea de a fi împreună cu Iisus Hristos, de a trăi după voința sa. Și voința sa este una singură, aceea de a fi uniți, aceea de a trăi după voința sa. Întotdeauna când omul s-a plecat spre conștiința sa și atunci când a reușit să recunoască cum Dumnezeu lucrează în viața sa, atunci s-a simțit acel om fericit și mântuit. Avem posibilitatea la această sfântă celebrare, în această sfântă zi,
de hram, de bucurie. Să recunoaștem că Dumnezeu lucrează în viața noastră, că nu am venit numai simpli pelerini la acest sanctuar al nostru de la Cacica, ci am venit ca oameni ai credinței și plecăm acasă cu mai multă credință, cu mai multă speranță, cu mai mult curaj, așteptând din partea lui Dumnezeu să fie mult mai prezent în viața noastră prin mijlocirea Preasfintei Fecioare Marie. Suntem bucuroși că o putem prăsnui, suntem bucuroși că o putem aminti, dar mai ales ceea ce este important, suntem bucuroși că vom pleca de la aceste momente de har cu Dumnezeu și cu Preasfânta Fecioară Maria împreună cu noi. Nu vom fi singuri în viața noastră, în necazurile noastre, în greutățile noastre, dar nici în momentele de bucurie, cei drept puține pe care le avem în viață. Dar sunt harul lui Dumnezeu, sunt binecuvântarea lui Dumnezeu, voința lui Dumnezeu este aceea ca noi să ne putem mântui. Acest salut și acest răspuns pe care Preasfânta Fecioară Maria îl dă nu face altceva decât și pe noi să ne îndrepte și să ne bucurăm. Să spunem și noi, într-adevăr, că trebuie să săltăm de bucurie atunci când auzim cuvintele lui Dumnezeu. Atunci când îl punem pe Dumnezeu în centrul vieții noastre. Atunci când Dumnezeu este prezent în viața noastră. Vedeți, dragi credincioși, Sfânta Fecioară Maria nu a ales calea ușoară. Putea să o facă, putea să mijlocească și să ceară de la Dumnezeu și sunt sigur că Dumnezeu i-ar fi acordat această onoare, acest privilegiu, să aibă o viață mai ușoară. Dar nu a făcut acest lucru, pentru că știa că în momentul în care ești cu Dumnezeu, El știe ce trebuie să aleagă pentru tine. Să avem această mare încredere în Dumnezeu și să spunem în felul următor. Tot ceea ce se întâmplă în viața noastră este darul lui Dumnezeu. Da, este darul lui Dumnezeu. Și o încercare, și o suferință, și o despărțire, și o boală, toate sunt darul lui Dumnezeu, pentru că ele ne întăresc, ne fac să vedem lumea cu ochii lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a mântuit nu atunci sau nu numai atunci când a predicat, atunci când a făcut minuni, atunci când s-a prezentat lumii ca Fiul al lui Dumnezeu, ci ne-a mântuit când a murit pe cruce. În momentul în care și-a dat ultima suflare, când a spus, Tată, în mâinile tale încredințez sufletul meu, atunci a coborât mântuirea în viața noastră. Iar învierea este semnul vizibil că Dumnezeu ne vrea binele. Și noi să recunoaștem în viața noastră momentele de har, să nu le alungăm, să nu le dăm deoparte. Să-i mulțumim lui Dumnezeu că întotdeauna este alături de noi. Iar astăzi când o prăznuim pe Preasfânta Fecioară Maria, ridicată cu trupul și sufletul la cer, să avem acest mare dor al cerului, să privim, dragi credincioși, din când în când și cerul, că destul privim pământul și mergem cu capul plecat pe stradă sau cu capul sufletului plecat de prea multe ori. Să privim cerul, pentru că acolo este locuința noastră, nu cea trecătoare, ci cea permanentă. Să privim și să ne bucurăm. Să știm că acolo ne așteaptă Dumnezeu. Acolo este Preasfânta Fecioară Maria, mama noastră, mama tuturor, mama iubitoare, mama îngrijitoare, mama care stă alături de noi. Să ne bucurăm astăzi, să avem inima liberă, să avem sufletul curat, să ne bucurăm și iar să ne bucurăm pentru că avem de ce, avem motive întemeiate. Dumnezeu ne iubește. Dumnezeu este prezent în viața noastră. Dumnezeu ne cheamă pe fiecare dintre noi
la fericire. Așadar, să trăim această zi și aceste momente cu inima deschisă, cu inima mulțumită. Și în același timp să rugăm pe Preasfânta Fecioară Maria, mama noastră. Mamă, privește la fiii tăi. Mamă, dă-ne cele de trebuință pentru suflet și pentru trup și mai ales nu uita ca în ultimul ceas al vieții noastre să avem bucuria să fii alături de noi și să ne putem bucura în împărăția lui Dumnezeu, Fiul tău. Amin. Lăuda să fie Iisus și Maria. Și acum să ne mărturisim credința noastră spunând: cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul Cerului. Fraților prea iubiți, Preacurata Fecioară și Mama lui Dumnezeu Maria este Biserica Harurilor Cerești, Maica Bisericii și Regina Universului. Prin mijlocirea ei să-L chemăm în ajutor pe Fiul lui Dumnezeu. Doamne Iisuse Hristoase, născut din Fecioara Maria, ocrotește Sfânta Biserică prin mijlocirea neprihănitei. Te rugăm, ascultă-ne! Dăruiește bună înțelegere tuturor popoarelor! Te rugăm, ascultă-ne! Vino în ajutorul celor indiferenți sau slabi în credință! Te rugăm, ascultă-ne! Descoperă-le celor căzuți bunătatea de mamă a Reginei Cerurilor! Te rugăm, ascultă-ne! Fă ca tineretul creștin să se lase educat de exemplul și grija mamei cerești. Te rugăm, ascultă-ne! Dispune inimile noastre să primească, asemenea Mariei, îndemnurile Duhului Sfânt. Te rugăm, ascultă-ne! Trezește în poporul nostru simțământul de răspundere față de viața copiilor care trebuie să se nască. Te rugăm, ascultă-ne! Dumnezeule atotputernic, Tu ai dus la desăvârșire în Preacurata Fecioară Maria opera răscumpărării noastre. Fă-ne și pe noi părtași de harurile Tale și du-ne la slava la care ai înălțat-o pe ea, prin Hristos Domnul nostru. Și orele
rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Să se înalțe la tine, Doamne, ofranda evlaviei noastre și mijlocirea prea fericitei Fecioare Maria, pe care ai ridicat-o cu trupul și sufletul la cer. Inimile noastre înflăcărate de iubire să fie îndreptate necontenit spre tine, prin Hristos Domnul nostru. Domnul să fie cu voi. Sus inimile. Să-i mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic și drept, de cuvință și mântuitor lucru este, să-ți aduce mulțumire pururea și în tot locul, ție, Doamne, Părinte Sfânt, atotputernic veșnic Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. Astăzi, Fecioara Maria, Mama lui Hristos, Fiul tău, a fost înălțată în mărirea cerului, care a fost promisă tuturor. Ea este aurora și imaginea bisericii triunfătoare. În ea ai descoperit desăvârșirea misterului mântuirii și ai făcut să strălucească pentru poporul tău, care călătorește pe pământ, un semn de mângâiere și de speranță neclintită. Tu ai ferit de putrezire trupul ei, care l-a purtat pe Fiul tău și l-a adus în lume pe Creatorul vieții. De aceea, împreună cu toți îngerii din ceruri, cu nespusă bucurie, îți cântăm fără încetare. Thank you.
cerșești cu adevărată, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare adun poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să-i se aducă numelui Tău jertfă curată. De aceea, Doamne, Te rugăm cu milință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care Ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Căci El, în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și, mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor Săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor Săi, zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuirea Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, Îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii Tale și, recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu Tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi, mai întâi cu preafericita Fecioară, născătoare de Dumnezeu Marie, cu fericiții apostoli și slăviții martiri și cu toți sfinții prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francisc și episcopul nostru Petru, cu episcopul auxiliar Aurel, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care Ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața Ta. Întoarce la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutinde. Pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, privește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de-a pururi de mărirea Ta împreună cu ei, prin Hristos Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos,
Ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznim a spune: Tatăle nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, Te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi: pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă. Nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale și binevoiește-i dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiește și domnește în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururia cu voi. Dăruiți-vă pacea. Iată mielul lui Dumnezeu,
Iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Fericiți cei chemați la ospățul mielului. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu.
Să ne rugăm. După ce am primit, Doamne, tainele mântuitoare, te rugăm ca prin mijlocirea fericitei Fecioare Maria, pe care ai ridicat-o cu trupul și sufletul la cer, să ne călăuzești la slava învierii prin Hristos Domnul nostru. Celebrările liturgice continuă. Sfânta liturghie greco-catolică în biserică la ora 7:30. Sfânta liturghie în limba maghiară la ora 8:30 la grotă. La ora 9:15 simultan. Sfânta liturghie în limba polonă în biserică și în limba germană la grotă. Urmând ca să ne întâlnim cu toții la liturghia solemnă pontificală de la ora 11. Pentru a primi acea binecuvântare finală, după ce l-am întâlnit pe Hristos, după ce am fost însoțit de Preacurata Fecioară Maria, în acest loc sacru, în acest loc binecuvântat, în sanctuarul Maicii Domnului de la Cacică. Domnul să fie cu voi! Prin mijlocirea Preacurate Fecioare Maria, să vă binecuvânteze a Totputernicul și Milostivul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt. Amin. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Amin.